Două femei au fost arestate pe un aeroport din Bangkok și acuzate de contrabandă după ce în bagajele lor au fost găsite 109 animale vii, printre care șerpi, șopârle, țestoase și porci spinoși. Conform Digi24.ro, animalele au fost descoperite după ce valizele au fost scanate cu razii X. Experții în faună sălbatică, chemați la fața locului, au descoperit în cele două bagaje 2 porci spinoși, 35 de țestoase, 50 de șopârle și 20 de șerpi. Autoritățile thailandeze au spus că valizele erau ale unor femei din India în vârstă de 38 de ani, respectiv 24, care urmau să se îmbarce către orașul indian Chennai. Femeile au fost acuzate de încălcarea legii privind conservarea și protecția faunei sălbatice din 2019, legea privind bolile animalelor din 2015 și legea vamală din 2017. Traficul de animale prin aeroporturi este de multă vreme o problemă în regiune. În 2019, un bărbat care a sosit în Chennai din Bangkok a fost reținut la aeroport după ce ofițerii vamali au găsit un pui de leopard de o lună în bagajele sale. Un raport din martie 2022 al unei agenții de monitorizare a comerțului cu animale sălbatice a stabilit că peste 70.000 de animale sălbatice au fost descoperite în aeroporturile indiene între 2011 și 2020, relatează Digi24.ro.